Comisia Europeană a propus oficial suspendarea totală a acordului de vize cu Federația Rusă. Asta după ce săptămâna trecută ministrii de externe ai statelor membre au ajuns la această înțelegere în cadrul reuniunii informale de la Praga. Colegul meu, Radu Osipov, a urmărit subiectul și ne spune mai multe detalii. Bună seara, Radu, și te ascultăm. Elena, domnilor, domnilor, bun găsit! Comisia Europeană a pus pe hârtie concluziile ministrilor de externe de la reuniunea Gimnih. Asta nu înseamnă că nu vor exista turiști ruși în Europa. Vor fi, dar condițiile de eliberare a vizelor sunt înăsprite. În plus, guvernele naționale au mână liberă să decidă în interesul lor, mai ales acele țări care mai poartă amintirea turiștilor sovietici. Vizele se scumpesc de la 35 la 80 de euro. Examinarea dosarelor poate dura până la 45 de zile. Suspendarea acordului înseamnă mai multe documente și mai multe restricții pentru vizele cu intrări multiple. În același timp, Uniunea Europeană nu va recunoaște pașapoartele rusești emise în teritoriile ocupate. Despre vize, comisara pentru afaceri interne Ilva Johansson a declarat că UE rămâne deschisă pentru jurnaliști și dizidenți și pentru acei care vor reîntregirea familiilor. Decizia ar putea intra în vigoare abia luna viitoare după reuniunea șefilor de state și guverne UE. particular Is tourism. I will personally later this week travel to Latvia and to Finland. I will also visit the border between Finland and Russia and to see there and to discuss the challenges as neighboring countries to Russia.